Bun găsit, prietenii mei! Iată-ne și în această după-amiază, seară. Este primul sabat din săptămâna de rugăciune. Am avut două prezentări până acum. Suntem la a treia prezentare. Domnul să binecuvinteze întâlnirile noastre, să le fructificăm, să ne folosim de aceste ocazii pentru a-L onora pe Dumnezeu, a-I mulțumi pentru anul care s-a scurs, un an cu foarte multe evenimente. Faceți rememberul, socotiți, analizați, dar puneți degetul pe făgăduință cum Dumnezeu a împlinit și cu milă își duce mai departe planul, cu milă și cu îndurare față de copiii săi. Dumnezeu să aibă milă de familiile noastre, de biserica sa, să ne rugăm pentru prosperitatea noastră spirituală și Domnul să ajute ca prin noi să-și facă lucrarea. Să ne rugăm! Îți mulțumim, Tată din Ceruri, pentru această nouă ocazie în care studim cuvântul Tău, aceste prelegeri minunate în săptămâna de rugăciune, care ne îndreaptă atenția către mesajul Evangheliei, către chemarea Ta și trimiterea Ta de a fi slujitorii Tăi. Ajută-ne să primim cuvântul Tău cu o inimă bună, bunăvoința noastră să fie întărită prin Harul Tău și prin Duhul Tău. Dă-ne înțelepciune, dă-ne avânt și cu entuziasm să privim la lucrarea Ta desăvârșită către noi. Dorim ca acest studiu să ne întărească și Tu să fii lăudat prin această întâlnire a noastră cu Tine și unii cu alții, pe calea undelor, pe căile pe care noi le găsim cele mai bune. Ajută-ne însă să păstrăm această legătură cu Tine. Lăudat să fii pentru toate. Amin. În această după-amiază avem o temă foarte interesantă. Atunci când Salcâmul va străluci, vorbind despre chivotul din vechime și, bineînțeles, făcând aplicații spirituale pentru noi cei de astăzi, chivotul care nu este altul decât inima noastră. Atunci când Salcâmul va străluci. Viața noastră religioasă este puternic legată de locașul de închinare. În vechime, templul reprezenta pedagogia mântuirii. El a fost conceput după un plan venit direct din cer, să-l faci după chipul care ți s-a arătat pe munte. Exod 26 cu versetul 30. Cea mai importantă piesă din sanctuarul Vechiului Testament era chivotul, pe care îl regăsim și în Noul Testament în forma lui vie, a noului legământ, după cum spune Pavel în Evrei 10 cu 16, citez. Iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor. Aici se află miezul religiozității noastre, viața creștină. Inima noastră reprezintă locuința sfântă a lui Dumnezeu, chivotul celui preanalt, casa lui Dumnezeu. Pentru Vechiul Testament, chivotul este simbolul prezenței lui Dumnezeu în mijlocul poporului său. În Noul Testament, chivotul devine o persoană vie, concretă. Dumnezeu își propune să locuiască într-o persoană, într-o inimă. În chivot, așa cum știm, erau păstrate cele două table ale legii, care manifestau voința lui Dumnezeu de a menține alianța cu poporul său, indicându-i condițiile pentru a fi fidel față de legământul lui. Conform ceea ce spune Pavel în Evrei 10 cu 16, inima este cea care îl primește pe Iisus, cuvântul viu, tot conținutul voinței lui Dumnezeu, al adevărului său, devenind astfel chivotul alianței dintre om și Dumnezeu. Cine? Inima. Primind cuvântul lui Dumnezeu, devine un chivot unde Dumnezeu își face lucrarea. Inima, un chivot. Cum este posibilă producerea acestui miracol divin? Să urmărim Exod capitolul 25, începând cu versetul 10. Este puțin mai lung, dar trebuie să-l citim. Să facă un chivot de lemn, de salcâm, lungimea lui să fie de 2 coturi și jumătate, lățimea de 1 cot și jumătate și înălțimea de 1 cot și jumătate. Să-l poleiești cu aur curat, să-l poleiești pe dinăuntru și pe din afară și să-i faci un chenar de aur de jur împrejur. Să torni pentru el 4 verigi de aur și să le pui la cele 4 colțuri ale lui. 2 verigi de o parte și 2 verigi de cealaltă parte. Să faci niște drugi de lemn de salcâm și să-i poleiești cu aur. Să vâr drugii în verigile de pe laturile chivotului ca să slujească la ducerea chivotului. Drugii vor rămâne în verigile chivotului și nu vor fi scoși din ele.
să pui în chivot mărturia pe care ți-o voi da, să faci un capac al ispășirii de aur curat, lungimea lui să fie de 2 coși și jumătate și lățimea lui de 1 cot și jumătate. Să faci 2 heruvimi de aur, să-i faci de aur bătut la cele 2 capete ale capacului ispășirii, să faci un heruvim la un capăt și un heruvim la celălalt capăt, să faceți heruvimii aceștia ieșind din capacul ispășirii la cele 2 capete ale lui. Heruvimii să fie cu aripile întinse deasupra, acoperind cu aripile lor capacul ispășirii și cu fețele întoarse una spre alta. Heruvimii să aibă fața întoarsă spre capacul ispășirii. Să pui capacul ispășirii pe chivot și în chivot să pui mărturia pe care ți-o voi da. Acolo mă voi întâlni cu tine și de la înălțimea capacului ispășirii, dintre cei 2 heruvimi așezați pe chivotul mărturiei, îți voi da toate poruncile mele pentru copiii lui Israel. Foarte, foarte important. Avem foarte multe de învățat. Exod 25. Fiecare amănunt este plin de încărcătură spirituală. Aspectele vizibile au menirea de a le exprima pe cele transcendentale. De aceea, respectarea planului și înțelegerea semnificațiilor sunt elemente vitale. Întotdeauna oamenii credinței au căutat să vadă ce se ascunde dincolo de material. Oprirea la nivel material devine idolatrie, scop în sine. Abel vede în blândul miel jertfit pe Mântuitorul Lumii. Avram saltă de bucurie văzând ziua lui. Moise privește dincolo de avantajele Egiptului spre cele veșnice. Adică, cu alte cuvinte, modul în care noi trebuie să citim Scriptura, să înțelegem semnificațiile a ceea ce Dumnezeu ne prezintă în imagini, trebuie să le transformăm, să le dăm valoare spirituală. De ce Abel vedea în miel pe răscumpărătorul? Pentru că mielul era un simbol. De ce Avram saltă de bucurie văzând ziua lui? Pentru că aștepta acel moment când lucrurile pământești să fie schimbate. De asemenea, Moise, de ce nu se bucură de avantajele Egiptului, să gândească, uite, din poziția asta eu voi putea să ajut pe Domnul, și face o separare clară între ceea ce este lume și între ceea ce este Dumnezeu sau chemarea lui Dumnezeu, pentru că el vede că în această viață există o luptă între bine și rău, între adevăr și minciună, și alege partea lui Dumnezeu. Hai să luăm pe fiecare aspect în parte, pentru că este foarte important. Să facă un chivot, după ceea ce am citit în Exod, capitolul 25. Aici este vorba de un unicat. Nu are corespondent, nu este produsul imaginației omenești. Mântuirea vine de sus printr-un mântuitor unic. Adevărul este unic, n-ai voie să schimbi nimic. Luther afirma să nu se atingă de cuvânt și, de asemenea, cuvântul către Moise, să faci după chipul care s-a arătat pe munte. Deci nu făcea de capul lui. S-au dat dimensiuni, s-au dat amănunte și Moise a făcut întocmai. Să nu se atingă de cuvânt. Care cuvânt? Ceea ce a dat Domnul să fie respectat. Cum ne imaginăm însă acest chivot? Tot ceea ce Dumnezeu a creat este simplu, natural, dar cu valențe profunde. Cum i-a spus lui Moise? Fă o ladă, o ladă simplă pe care va trebui să o îmbraci pe dinăuntru și prin afară cu aur. Așa este în tot ce a creat Dumnezeu. Ia gândiți-vă la floare, știu eu, vioreaua, discretă și plăpândă, își face simțită prezența prin parfumul suav și natural pe care îl degajă. În simplitate vorbim elocvent despre adevăr, nu complicăm lucrurile, nu teologizăm sau filozofăm, ci lucrurile sunt foarte simple, iar Dumnezeu le-a prezentat pe înțelesul oricui. Această unicitate a chivotului este de asemenea remarcabilă din perspectiva noastră ca ființe umane, în care Dumnezeu lucrează tandru, progresiv și cu multă răbdare. Și așa cum Domnul a făcut un plan pentru vremea de atunci, ca acel chivot să fie legământul vremii de atunci pentru popor și între popor și Dumnezeu, tot așa acum lucrează într-un mod deosebit pentru formarea acelui chivot locaș de închinare în propria noastră ființă. Cum a zis Domnul să fie făcut acest chivot? Din lemn de salcâm. Salcâm, interesant. Lemn dificil, nesupus, copacul pustii, noduros, greu de prelucrat. Greu să faci o scândură din el. Un simbol perfect pentru omul firesc, ieșit din pământ, nedemn, aflat într-o permanentă luptă. Ăsta este salcâmul și i-a zăzut. Și crește repede firea pământească, dar dur, puternic, greu îl prelucrezi.
Dar să nu uităm, tâmplarul de mobilă fină din Galileea se coboară la nivelul fiecăruia dintre noi pentru a realiza marele proces al transformării, adică din acel sal câmp rău și năduros să devenim aur curat pentru împărăția lui Dumnezeu. Ce urmează? Să-l poleiești cu aur curat. Lemnul și aur reprezintă cele două firi, partea omenească, respectiv partea cerească. Când privești la scândura poleită, vezi aurul, lemnul fiind ascuns în neprihănire. El ne prezintă Tatăl îmbrăcat în veșmântul alb al propriului său caracter și mijlocește înaintea lui Dumnezeu în favoarea noastră zicând: eu am luat locul păcătosului, nu privi la acest fiu încăpățânat, ci privește la mine. Tatăl fiul risipitor, îl acoperă cu mantaua lui, îi pune mantaua să nu se vadă cât de murdar este. Ăsta este Dumnezeu, ăsta este Iisus. Nu privi la acest fiu încăpățânat, la acest lemn de salcâm, ci privește la aurul frumos strălucitor. Cum să fie poleit? Poleiește-l pe dinăuntru și pe din afară. Un proces dificil care începe din interior spre exterior, ceea ce Biblia numește experiența nașterii din nou. Unde începe nașterea din nou? Din inimă, din interior. Cum a spus Domnul, curățește întâi interiorul și apoi și exteriorul va prezenta aspectele pozitive ale curăției interioare. Doar niște inimi renăscute pot genera o viață plină de fapte ale sfințeniei. Lemnul primește valoarea după poleire. Îmbrăcarea noastră în neprihănirea Domnului Hristos ne recomandă pentru comunitatea cerească. Să ne folosim deci cât mai mult de mijloacele Harului care ne-au fost puse la dispoziție, ca să fim transformați până la deplină asemănare cu El și pentru a fi readuși în tovărășia îngerilor slujitori, în armonie și comuniune cu Tatăl și cu Fiul, spune Len White în cartea Calea către Hristos, pagina 22, foarte frumos. Să fim poleiți cu aurul neprihănirii Domnului Hristos și pe dinăuntru și pe din afară. Primesc harul, sunt plin de bunătate, dragoste, sunt cucerit. Emoțiile mele sunt ridicate până la ceruri, de mulțumire și de laudă la adresa lui Dumnezeu. Dar acest lucru se va exprima în viața mea concretă, în modul în care eu vorbesc, modul în care eu acționez, modul în care eu tratez pe semenii mei. Cum îi tratez? Cum îi văd? Acest lucru mi se pare foarte, foarte important, pentru că neprihănirea pe care Hristos mi-o dă, ea lucrează în interior, dar ea se manifestă în viața cotidiană. Să pui în chivot mărturia. Foarte important. Deci în chivotul acesta, lada aceasta aurită frumos, pe dinăuntru și prin afară, să pui mărturia. Dar ce este această mărturie? Pentru că ea valorează foarte mult. Mărturia sunt cele 10 porunci. Este darul lui Dumnezeu, mărturisim cum sunt cei din cer, așa trebuie să fie și cei de pe pământ. Cum a fost dată această lege? Păi a fost un mesager, Moise s-a dus. Nu. Moise a fost doar cărăușul. Domnul a luat tablele de piatră, le-a scris cu degetul său și apoi le-a dat lui Moise. E adevărat, prima dată, a doua oară, Moise a tăiat tablele și Domnul a scris. O combinație fericită în care eu sunt de acord ca Domnul să scrie pe tablele inimii mele legile sale, El să le pună acolo. Tema din această săptămână este: mergeți în lume, credincioșia în viața creștină. Pe de o parte trimiterea, dar auziți, credincioșia în viața creștină. Care este legătura dintre viața creștină și a merge în lume pentru Hristos, a fi reprezentantul Lui? Există o mare legătură, pentru că ceea ce noi suntem ca persoane creștine se descoperă în modul nostru de a trăi. Care sunt valorile și prioritățile noastre? Cum ne petrecem timpul? Și în ce mod ne consumăm resursele? Ce fel de viață trăim? În văzul oamenilor, începând din familie și din biserică, la locul de muncă. Numai cei îmbrăcați în neprihănirea Domnului Hristos, adică în aur, pot și vor avea legea morală cuprinsă în existența lor. Poate să fie pusă legea într-o cutie fără aur? Salcâmul, las că rezolvăm noi problema cumva, nu? Dacă
nu reușești să-L ai pe Iisus care să-ți explice, să-ți dea puterea de primire. Cum spune Pavel, văd că legea e bună, dar e departe de mine. Vreau să fac binele, dar răul e lipit de mine. Foarte important, numai cei îmbrăcați în aur, pe dinăuntru și pe din afară, pot și vor avea legea morală cuprinsă în existența lor. Lemnul rebel firesc trebuie îmbrăcat mai întâi în aur pentru a conține și exprima cerințele legii lui Dumnezeu. Amin. Cred că este un moment potrivit să ne rugăm la mijlocul acestei prelegeri și Domnul să ne dea putere să putem împlini aceste lucruri. Tată din ceruri, îți mulțumim pentru această lecție extraordinară a chivotului din vechime. Câte lecții, ce pedagogie precisă ai prezentat celor de atunci și nouă celor de astăzi. Și Tu vrei să faci din inima noastră un chivot, un legământ, să pui legea Ta, mărturia Ta acolo. Ajută-ne, Doamne, să fim îmbrăcați pe dinăuntru și pe din afară cu haina neprihănirii Domnului Hristos. Ajută, Doamne Iisuse, să Te alegem pe Tine ca Mântuitor al nostru, să primim din partea Ta totul, știind că Tu ne vrei binele. Îndurarea Ta să fie peste copiii Tăi și ajută ca ruga lor să fie făcută în smerenie, cu credință și pocăință. Ascultă-le, Doamne, rugăciunea tuturor, să fie spre slava Ta și mântuirea noastră. Amin. Să faci un capac al ispășirii. De ce este nevoie de capac pentru ocrotire și mai se numea și capacul harului, capacul iertării? De ce? Păi soarta în fața legii este condamnarea. Țineți minte când a fost dată legea pe Sinai, cum se manifesta poporul? Plin de groază. Moise, să nu mai vorbească Domnul, vorbește-ne Tu. Pentru că erau plini de groază la manifestarea puterii și suveranității lui Dumnezeu. Crezi că acum ar fi altfel dacă Dumnezeu s-ar manifesta? Ce suntem noi? Nici măcar un purice în acest univers. Nici măcar un purice. O nimica toată. Praful de pe tobă. Dumnezeu însă în bunătatea Lui face să răsară soarele în fiecare dimineață într-un cer senin frumos, albastru. Cum avem acum o vreme de noiembrie și atât de frumos și plăcut. E pandemie, dar Dumnezeu ne ajută. Și El e credincios și drept. Pământul nu va fi distrus prin oameni sau prin virus. El va fi cu totul, judecata lui Dumnezeu va fi desăvârșită și El își va împlini planul pe deplin. De ce? Că este vorba de har. Să faci un capac al ispășirii, dacă ar fi după lege, ar fi numai condamnare. Și legea pe cine atinge? Pe cel păcătos. Dar să nu uităm că a mai atins pe cineva care n-a comis păcat. Isaia 53. A căzut peste El păcatele noastre. A pătimit ca noi să fim vindecați. De aceea trebuie îmbrăcat cu aur. De aceea este necesar un capac al ispășirii. Dacă n-ar fi capacul ispășirii, ce s-ar întâmpla cu lumea aceasta? Ar fi distrusă prin desăvârșirea și curăția lui Dumnezeu, că în fața lui Dumnezeu păcatul n-are ce căuta. Dar cred că în același timp noi ne-am autodistruge. Un capac al ispășirii de aur curat, foarte important. Capacul ispășirii iertării să acopere acolo unde este mărturia. Și aici este vorba de împreună simțire între sfințenia lui Dumnezeu și mila Lui, dar El este făcut din aur curat. Capacul nu este din lemn de salcâm îmbrăcat în aur, ci din aur curat, întreg. Harul este al lui Hristos. În harul divin nu este nimic de origine omenească. Domnul ne dă mântuirea, iertarea, harul, dar acolo noi nu participăm cu nimic. Da, lada e făcută din partea omenească și cu harul ne îmbracă. Capacul însă, mântuirea, este deplină doar a lui Dumnezeu. Aici avem bine stabilită relația dintre har și lege. Cele două se justifică reciproc. Legea condamnă și implicit caută harul, iar harul împlinește legea în noi. Regele condamnă sau grațiază, dar niciodată nu schimbă elementele legii. Legea este acolo, mărturia rămâne acolo în chivot, ea este în adâncul inimii mele. Așa vrea Domnul și așa a fost în inima lui Iisus. Citiți Psalmul 40, versetul 8. Îmi place să fac voia Ta, Doamne, și legea Ta este în adâncul inimii mele, spunea profetul despre Iisus. Să faci doi heruvimi la cele două capete ale capacului ispășirii. O poziție din care pot privi atât spre har, cât și spre lege.
O privire ce cuprinde perspectiva de ansamblu a celor două atribute fundamentale ale caracterului Dumnezeu, dreptatea și dragostea. Vă dați seama, acei îngeri făcuți tot așa, din aur masiv, aur bătut, aripile întinse și cu privirea către capac, adică uimire, extraordinar. Iată cum legea condamnă, dar harul deasupra acoperă. Unde s-a mulțit păcatul, acolo s-a mulțit harul, iar îngerii în simbol reprezintă lumile necăzute care sunt uimite de planul de mântuire. Doamne, slăvit să fie numele Tău! Dreptatea și dragoste se unesc, se sărută, ceea ce diavolul și nimeni n-a putut bănui cum Dumnezeu poate să le împace pe cele două. Dragostea, păi mila și dăm legea la o parte. Dreptatea, legea rămâne și atunci păcătosul să piară. Iar Domnul a găsit calea minunată în care dreptatea este justificată și mila este adusă la îndeplinire. Acolo mă voi întâlni cu tine, spune Domnul. Dumnezeu vorbește cu noi de la nivelul harului. Câtă iubire! De aici primim izbăvirea sau sentința de condamnare. Dreptatea este întotdeauna căutată la forul suprem. Nu avem pace până nu am ajuns aici, însă odată ajunși aici, ori acceptăm salvarea, ori o respingem, pentru că este deplină, categorică, frumoasă și este chemătoare. Hai, veniți la mine toți și trudiți și împovărați. Atunci când salcâmul va străluci și înăuntru și în afară, atunci când salcâmul, când firea pământească va fi pe deplin schimbată. Frații mei, suntem confruntați cu lupte interioare și exterioare, atât ca indivizi în familie și în biserică. Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul istoriei acestei lumi, ele se vor înteți. De unde vom putea primi putere de a înainta? Cum vom reuși să îndeplinim porunca Domnului de a fi desăvârșit după cum este El? Iar pe de altă parte, duceți-vă până la marginea pământului și vestiți Evanghelia. Este un singur mod de a putea să facem acest lucru. Ce spune martorul credincios către Laodicea? Veniți la mine și cumpărați de la mine aur curățit prin foc, haine albe și alifie pentru ochi. Fii plin de râvnă și pocăiește-te că eu mustru pe cel care îl iubesc. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă deschide cineva ușa inimii lui, voi intra la el, voi cina cu el și ne vom simți bine într-un dialog constructiv care să ducă spre mântuire. Iar apoi nu uităm, în cadrul întreitei sori îngerești, Apocalips 14 cu 12, ce spune Ioan? Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Cele două elemente extraordinare, poruncile și harul. Privez la Iisus și îmi dau seama că legea lui n-a fost pironită pe cruce, ci a fost înălțată până la ceruri. Iar el a fost pironit pe cruce ca faptele lui să fie împlinite noi prin puterea Duhului Sfânt. Cum vom putea să facem față în acest proces al înaintării, al desăvârșirii caracterului nostru și al ducerii Evangheliei mai departe? Doar primind Evanghelia în viața noastră, prin harul Domnului Hristos, prin neprihănirea Lui, prin prezența Duhului Său cel Sfânt. Și aceasta e o lucrare divină, duhovnicească, pe care trebuie să o acceptăm și apoi să lucrăm împreună cu Duhul Sfânt la construirea în viața noastră acelui chivot în care mărturia să fie la locul ei și dorința de a slăvi pe Dumnezeu să fie o ocazie și un eveniment permanent al vieții noastre. Atunci când salcâmul va străluci, să dea Domnul ca acest salcâm al firii noastre, al firii mele, să strălucească prin harul lui Dumnezeu, datorită neprihănirii sale, să-L aleg pe Iisus ca mântuitor personal. Te rog și pe tine să gândești la acest lucru, să ne rugăm pentru aceasta, să rămânem credincioși lui Dumnezeu indiferent. Lucrurile se vor complica, e un complex întreg de evenimente și de situații în care avem nevoie de Dumnezeu, avem nevoie de Evanghelie, avem nevoie unii de alții, avem nevoie de oamenii care sunt în jurul nostru, chiar și de cel care nu este pocăit. Să creăm condițiile în care oamenii să vadă că suntem într-adevăr reprezentanții lui Dumnezeu prin fapte și cuvânt, să fim inteligenți, creativi, binevoitori, milostivi, iertători și de asemenea să fim propovăduitori prin viața noastră. Fă, Doamne, ca acest salcâm al firii mele să fie convertit în nașterea din nou prin harul Tău. Amin.
Îți mulțumim, Tată din ceruri, prin Iisus Hristos, pentru această surie deosebită. Fă, Doamne, ca dorința Ta de veacuri, ca noi să devenim niște oameni păstrători ai mărturiei Tale, să devină o realitate pentru fiecare dintre noi, dincolo de ce vedem noi și simțurile noastre. Religia noastră nu fie una emoțională, fă-o, Doamne, să fie una profundă, să stăm cu picioarele credinței noastre pe stânca veacurilor, care este Iisus Hristos, să putem trăi aevea acea relație cu El, dincolo de lucrurile condiționate de pământ, să trăim prin credință, după cum spune Scriptura, cel neprihănit va trăi prin credință. Fă, Doamne, ca aceste evenimente al săptămânii de rugăciune să fie unul pozitiv, înălțător și mântuitor pentru fiecare dintre noi. Harul și pacea Ta să fie peste noi ca indivizi, familiile noastre și biserica Ta de acum și până în veci. Amin. Vă îndemn la lucruri bune și frumoase. Domnul să fie cu dumneavoastră. Ne întărim în Domnul și El să facă în așa fel încât lucrarea Lui să fie desăvârșită în noi și noi să o acceptăm cu toată inima. În legătură cu programul de duminică și de miercuri, când vom avea întâlniri la biserică, nu știu sigur să vă spun acum, dar oricum se va transmite, ori va fi înregistrare, ori se va transmite de la biserică, dar oricum întâlnirile vor avea loc. Duminică seară vom avea prezentare de la ora 5 la 6, iar miercuri vom avea întâlnirea de la ora 6 la ora 7. Domnul cu noi, amin.